cum să înființeze asociații, cum să înființeze niște cooperative, chiar dacă nu le sună bine cooperativa și apare un cuvânt foarte comunist, să înființeze niște asociații. Le-am dat detalii din acest filmuleț exact cu cine trebuie să ia legătura. Cei din Elveția, unde este realizat acest filmuleț, au spus că sunt foarte de acord să lese oamenii să vină să vadă care e procesul de fabricație, să vină să viziteze fabrica. Le-am explicat, faceți niște asociații, sunt fonduri guvernamentale, sunt fonduri cu finanțare de la Uniunea Europeană. Să facă niște asociații, să facă un proiect, să-l depună. O fabrică de genul ăsta costă undeva în jur la 3, 4 până în 5 milioane de euro în funcție de capacitatea de producție. Nu e foarte complicat. Lână Românească are calitatea necesară pentru realizarea acestor termoizolații? Da. Termoizolațiile se fac din orice tip de lână de oaie. Deci nu contează că e oaia din Germania, e oaia din România, din altă parte. Lâna noastră este o lână foarte bună. Deci se poate folosi cu succes în acest sistem de izolații. Vă rog să-mi spuneți mai multe despre proiectul dumneavoastră vis-a-vis de înființarea unei fabrici. Aveți banii pentru a demara efectiv acest proiect? Avem o parte din banii, avem. Noi am făcut un proiect, o să-l depunem aici la București și poate reușim să obținem și o finanțare, deci facem efortul și noi să încercăm să facem această fabrică. Cum va fi structurată efectiv? Cum se va desfășura procesul tehnologic? Câtă lână va putea fi prelucrată? Deocamdată, după cum vă spun, proiectul este făcut, mai avem de făcut niște adaptări, încercăm cel puțin să prelucrăm lâna de la noi din județul Bistrița-Năsăud. Cantități exacte, deocamdată nu știu să vă spun, nu sunt responsabilul de proiect, avem pe cineva care se ocupă special de acest proiect. Când ar putea fi inaugurată această fabrică? Optimist vorbind. Deci noi sperăm la anul să putem să o inaugurăm, cel târziu în 2 ani de zile. Acum încă nu știm, o să vedem cum o să rezolvăm cu partea de finanțare și va trebui să vedem iarăși producătorul de echipamente ce termen de livrare are.